Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor publice din municipiul Timișoara reamintește modalitatea de plată în parcările cu tarif progresiv din zona verde. În cazul în care vă aflați într-o parcare din zona verde cu tarif progresiv, modalitatea de plată prin SMS se face astfel. Pentru prima oră de staționare trebuie să trimiteți un SMS la numărul 7406 cu textul 112 și numărul mașinii, iar acest mesaj va fi taxat cu 0,89 euro. Pentru a doua oră de staționare trebuie să trimiteți un SMS cu textul 122 și numărul mașinii, iar acest mesaj va fi taxat cu 1,13 euro. Începând cu a patra oră de staționare și în cazul în care doriți să stați mai mult de 4 ore, trebuie să trimiteți un SMS cu textul 124 număr mașină, iar acest mesaj va fi taxat cu 1,55 euro pe oră. Dacă parcați pentru mai mult de 4 ore, repetați pasul 4 pentru fiecare oră suplimentară. Mesajele pot fi trimise concomitent sau la finalul fiecărei ore tarifate. Plata parcării folosind aplicația T-Park prin intermediul cardului bancar sau a unui voucher achiziționat în prealabil pentru această zonă se face în felul următor. După înregistrarea în aplicație, în secțiunea parcare se va selecta plătește parcarea în Timișoara, asigurându-vă că numărul de înmatriculare al autovehiculului este introdus corect, iar la zonă selectați zona verde tarif progresiv. Plata este considerată valabilă doar după primirea SMS-ului de confirmare.